Pompierii giurgiuveni au fost anunțați prin 112 de angajat a unei farmacii din apropierea spitalului județean că este posibil să fie un incendiu în clădire. Magazia farmaciei era plină de fum, așa că farmacistele au presupus că arde prin vecini. O auto specială de la ISU a intervenit imediat, numai că în afară de fum nu s-a găsit nimic. Pompierii au mirosit pereții, au verificat prizele, ba chiar s-au luat după miros pe una din scările blocului pentru a identifica sursa unui posibil incendiu. Au bătut chiar și pe la uși, poate cineva a uitat vreo tigaie pe foc, numai că nimeni după scara respectivă nu gătea, așa că pompierii au revenit la farmacie. Pentru că nici acum nu și-au putut explica cum de este fum fără foc, un pompier s-a urcat pe scară până la primul etaj al blocului. Însă nimic. Miroase. În cele din urmă, pompierii s-au decis să plece, chiar dacă misterul fumului din farmacie nu a fost elucidat.